De data aceasta vom începe în mașină. Sper să poți să vorbești în timp ce conduci. Pot. Bună, Raluca, îmi pare tare bine că ne revedem în anul ăsta nou, că acum ne revedem prima oară în anul 2015. Nici nu știu dacă ne-am văzut în 2014. Ne-am văzut, dar nu tare mult. Așa, într-adevăr, că eu am fost plecată mai mult timp, acum mi-am mutat și locația. Am devenit băimăriancă de anul trecut și m-a aflut puțin așa mai rar acum la Satul Mare. Ce pot să spun? Unde îți place mai mult? Unde îmi place mai mult? Aici îmi place că e acasă. Și la Baia Mare îmi place mai mult zona, aș putea să spun. Nu știu de ce mă atrage mai mult, dar îmi place tare mult la Baia Mare, să știi. De-aia am și ales orașul ăsta. Nu am vrut aglomerație Cluj sau Timișoara sau ceva mai mare. Am zis că aleg ceva mai așa apropiat, pentru și mai apropiat, dar bineînțeles că acolo mă atrage mai mult muzica, având în vedere că eu, băieții mei, aș putea să spun, trupa mea e de la Baia Mare. Dacă nu ar fi femeia, bărbați s-ar chinui. Bine zice vorba aceea, ea e lacătul și cheia, vai e capul vostru ar fi. De cât timp ai permis? De un an. Chiar acum, cred că am un an, zilele astea. Așadar, tot iarna l-ai luat. Da, iarna. Eu sunt născută în decembrie și iarna l-am luat. Mi-am inteles că anul trecut am avut majoratul. Of, ce repede a trecut timpul, nici nu mi-e să cred. De un an, dar să știi că nu știu ce aș face acum dacă n-aș avea permis. Toată ziua sunt cu mașina, plec și vin numai cu mașina. Așa e, după ce te obișnuiești, e greu să trăiești fără. Merge bine șoferia? E greu? Nu, am ce să fie greu, la mea e automat, nu prea am treabă cu ea. Dar să știi că îmi place să conduc orice mașină, și manuală și automată, nu am treabă. Merge bine, îmi place foarte mult să conduc, mai ales la drumuri lungi, având în vedere că conduc mult, merg la Cluj, Baia Mare, Satul Mare. Acum lucrez la un album și asta sper să reușesc să îl finalizez anul acesta și le înregistrez la Cluj cu maestru Ovidiu Barte și sper din tot sufletul să reușesc într-adevăr să-l finalizez anul ăsta. Poate vin și la tine să lansez. În sat am căsuța în care măicuța pe mine pe lume m-a dus. Aici am zăstată pentru prima dată, aici nume mi s-a pus. Face mama ta, ea este mereu alături de tine. Da, așa este. Și mama și tata sunt mereu alături de mine. Ei, acum, a fost un pic mai greu cum am plecat eu așa, dintr-o dată. Fiind singură la părinți, a fost o etapă mai grea pentru ei, dar au avut cățelul meu, Sasha, care cu siguranță le-o alina dorul. Și a fost destul de bine. Andrada, știu că, de fapt, mă gândesc că virgulă, cânti în mașină, ia cântă-ne o melodie de-a ta. Aia cu Pentru Badea, care îmi place. Pentru badea care îmi place, nici părinții n-au ce-mi face, nici părinții n-au ce-mi face. Dar nici babele satului, nici mândrele badelui, nici mândrele badelui. Mândrele mă povestesc, eu cu badea mă iubesc, eu cu badea mă iubesc. Andrada, am ajuns la o destinație. Hai să o luăm puțin tel pe jos. Așa zic și eu. Nu m-am plimbat de mult, mai ales că pe aici am copilărit eu prin zona asta. Da? Da, să știi, chiar am copilărit pe aici, mergeam zi de zi la școală, în liceu, am terminat la Colegiul Național Mihai Eminescu și să știi că mi-era dor. Mult e și frumoasă, promite bărbatul să ajungă la sărota. Și nu-i mai pasă ce vorbește satul, că se vede în sura. Andrada, după cum am spus și mai devreme, o luăm pe josuc, că e mai sănătos. Așa e. Să știi că acum chiar îi plăcut să te plimbi, nu e așa frig. Și mai ales am zis că mi-a fost dor să mă plimb pe aici. Foarte mult mi-a fost dor. Mi-am amintit de când eram mică, numai pe aici ne plimbam pe dig, pe podul de fier. Pentru că umblai și la strand. Da, mai ales la strand, cu mami de mânuță. Mi-a plăcut mereu, nu mi-era frică aici pe podul de fier, deși îți dai seama că când ești copil,
ce-mi plăcea. A, și mai ales că eu am făcut atletism 5 ani, când eram, nu mai știu, de la 10 ani și făceam aici pe stadion, pe Dinamo și numai pe aici veneam. Ia, câteva ture. Nu? Lasă că am făcut acum destul de revelion, am fost în munți și ne-am plimbat și am urcat. Da, unde ați fost? Am fost în munții Apuseni, în localitatea Rieșeni. Foarte frumos a fost, mai ales că mi-a plăcut foarte mult cu ATV-urile pe munți, chiar mi-a plăcut foarte mult. A fost frumos. Cine ai fost? Am fost cu prietenul meu și cu mai mulți prieteni, aș spus, din clubul așa de fotbaliști. Am fost mai mulți așa. A fost foarte frumos. Așa că și aici ajungem la la clubul de fotbaliști. Andrada, tu ești într-o relație de cât timp? De aproape una jumate. Ce mult! Da, au trecut timpul. Da, sunt într-o relație cu Nene Cornel. El e fotbalist, acum joacă la CFR Cluj. Sper din tot sufletul să ajungă tot mai sus, fiindcă muncește foarte mult și merită să ajungă, fiindcă, într-adevăr, muncește mult și își dorește. Și atunci când își dorește, eu cred că fiecare om ar trebui să-și dorească să ajungă undeva și să tindă spre un vis, așa cum tind și eu spre visul meu, care îl urmez în continuare, și să dea Dumnezeu să fie bine. Și cum vă înțelegeți voi? Mai greu, adică ne înțelegem foarte bine, dar e mai greu având în vedere distanța, el fiind la Cluj, eu la Baia Mare, dar bineînțeles că m-am văzut, eu conduc mult și el n-are treabă și ne deplasăm când putem. Eu mai mult mă deplasez și având în vedere când fac albumul la Cluj, e și un beneficiu. Ne înțelegem bine, acum eu sper să fie bine, e important să ne înțelegem ceea ce facem și să ne respectăm, asta cred că e cel mai important. Ce-ți place cel mai mult și cel mai mult la el? Ce-mi place? Nu, cred că am ceva. Ochii lui, bineînțeles, care ochii albaștri. Dar îmi place cel mai mult felul în care se comportă și întotdeauna e foarte atent, încât să... Îi place foarte mult să mă impresioneze, să-mi facă surprize. Asta cred că e beneficiul lui, să-mi facă surprize. Întotdeauna mă surprinde cu multe lucruri, vine așa și nu mă-l văd la ușă și nu mi-apare. Nu cred că am un lucru așa mai special ce să-mi placă la el. Îmi place el și cred că ajunge. Totuși vreau să spun că eu îl cunosc de mică, de când eram clasa a doua și mă tachina, îl uram, pot să zic, în școală, în generală. Eu fiind sportiv, totdeauna aveam așa genunchi beliți, picam și își bătea joc la maxim. Toate fetițele sunt rochițe, numai tu ești în pantalon ca și băieții mei. Deci îl uram pentru chestiile astea că mă tachina. Da, uite că unde ne-a adus destinul. Nici nu mi-a venit să cred niciodată, n-aș fi crezut, dar așa e întotdeauna, cred că așa e. El îți ascultă muzica? Da, foarte mult. Acum de când e cu mine, deja știe foarte mult muzicanți, ascultă mai mult muzica mea. Îi place și îmi place foarte mult că se adaptează. Bineînțeles că și eu mă adaptez, mă duc și stau în meciuri, acolo susțin. Poate știu mai multe știri ca el despre fotbal acum. Înainte erai microbistă? Da, tata a fost fotbalist. Tata a fost fotbalist la noi, întotdeauna sportul a fost un atu în casa noastră și fotbalul mereu. Mi-a plăcut de mult, de mică fotbalul și mie. Aveți planuri serioase? Acum, eu sper să fie serioasă. Acum să vedem unde ne duce viața. Deocamdată suntem bine, acum să vedem. Sper să fie bine. Să ne dea Domnul sănătate și să vedem unde o să ne ducă... muzica asta, fotbalul ăsta, sper să fie bine. Tu ești o tipă care ești implicată mereu în relații serioase. Da, păi nici nu mi-a plăcut mie să îmi pierd vremea aiurea și să vorbea zbor din floare în floare. Prefer mai bine să-mi văd de treaba mea. Și am evitat întotdeauna poveștile și cred că e mai bine așa. Andrada, am văzut pe pagina ta de Facebook, ai foarte multe ținute de costume tradiționale, populare, cum le numești, câte ai? Vai, nu știu câte am, dar vreau să zic că în ultimul timp și mama m-a ajutat foarte mult, a început să-mi creeze ea. Pentru diferite evenimente, toate costumele sunt făcute de ea și de mult am vrut eu ca ea să se ocupe de asta, dar n-a avut curajul și acum așa a dat drumul.
Chiar să știi că multă lume m-a întrebat ce mi-a făcut costumele și dacă face și pentru altcineva, dar nu vrea. Nu vrea, da, au zis că se ocupă doar de mine. Și îmi place foarte mult că mă ajută cu astea, fiindcă foarte greu e de găsit în zilele astăzi costume așa tradiționale sau de mers la diferite evenimente. Tradiționale moderne, ca cum moderne, se combină. Exact, da, mami încearcă să-mi combine ceva modern și mai ușor, să știi că sunt mult mai ușoare decât cele vechi. Nici nu vreau să merg cu cele vechi la diferite evenimente, fiindcă vreau să le păstrez așa cum îs. Face Olimpiu, colegul tău de muzică. Știm că este tătic, deja fetița este mare, nu? Are un an și a avut un an în noiembrie. Este bine, noi ne continuăm planurile deja de 3 ani jumate. Suntem pe aceeași undă. Noi am devenit acum o familie, aș putea să spun. Ne petrecem mai mult timp împreună. Este foarte bine, mă bucur foarte mult pentru el că este fericit și am împlinit acum toate visele, cred că și-a scos și un album. Este bine. Într-adevăr, e foarte fericit cu fetița. Și are și deci are o minune. Și sper din tot sufletul să fim bine și pe viitor, să ne continuăm planurile. Și eu zic că ne merge foarte bine, având în vedere că avem foarte mult de lucru, asta e important. Ce-ți dorești pentru 2015? Să-mi finalizez albumul, asta îmi doresc cel mai mult. Și îmi doresc să am sănătate, să pot să fiu cât mai mult timp alături de familia mea, deși nu reușesc, n-am ce să fac, trebuie să mă împart în toate locurile. Atât îmi doresc, să avem sănătate și de acolo le facem pe toate.